Să începi o slujbă, să fii confirmat într-o slujbă, să fii ales pentru o slujbă, e un lucru extraordinar. Întrebarea este dacă ai și curajul să-ți asumi responsabilitatea pentru ea. Dacă ai curajul ca alegerea ta să o confirm prin credincioșia ta, prin felul în care îți continui lucrarea, îți dovedește într-un fel vrednicia. Dar suntem în Samuel și vă aduc, v -aduc ar minte doar că în capitolul 8 poporul cere un împărat. Au venit la Samuel și a zis, pune un împărat peste noi cum au toate neamurile. În capitolele 9 și 10 Dumnezeu se implică în ciuda faptului că îi spune lui Samuel, nu pe tine te leapă, ci pe mine. Așa s-au purtat cu mine de când i-am scos din țara Egiptului. Și cu toate acestea, dacă citiți capitolele 9 și 10, prezența lui Dumnezeu, nu pot să o eviți, e acolo peste tot. Dragii mei, m-am întrebat cine o fi rătăcit măgărițele. Eu cred că nu s-au rătăcit singure, că Dumnezeu vorbește cu măgărița lui Balam și vorbește, dacă vrea, și cu peștele care îl închide pe Iona și se bucură de toate animalele. El are limba tuturor. Dar până și sfertul acela de ciclu din buzunarul slugii lui Saul, cred că a fost așezat acolo de Dumnezeu, sau cel puțin rătăcit acolo prin voia lui Dumnezeu. Pentru că altfel sau ar fi zis, nu avem ce să-i dăm, ne întoarcem acasă. Dar gândiți-vă doar la ce îi spune Dumnezeul lui Samuel. Mâine îți voi trimite un om din Beniamin. Vă veți întâlni aici, în poarta cetății. Și Samuel pregătește cu înainte pentru el, spata și ceea ce-i pus deoparte. Și toate astea le-am auzit duminica trecută, Dumnezeu s-a implicat în alegerea lui Saul. Dar abia în capitolul 11, Saul își asumă responsabilitatea pentru această alegere. Saul își asumă responsabilitatea. Și asta este mesajul cu care am vrea să rămânem. Este una să fii ales și confirmat într-o slujbă, dar este cu totul altceva. Să-ți asumi și să te dovedești vrednic de ea. Este una să fii ales și confirmat într-o slujbă, care ar fi ea, la butoane, la adolescenți, la tineri, la predicat, la cântat. Dar este cu totul altceva să ți-o asumi și să te dovedești vrednic de ea, făcând lucrurile ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Dragii mei, superficialitatea este una din trăsăturile vremurilor noastre pentru că suntem buimăciți de informațiile din jurul nostru și de aceea întindem mâna după lucruri, le lăsăm baltă pe cele pe care le-am început. Este una să fii ales și confirmat pentru o slujbă, dar este cu totul altceva să ți-o asumi și să te dovedești vrednic de ea. Nu înaintea oamenilor, ci înaintea lui Dumnezeu. Dar despre ce să fie vorba în textul nostru? Nașa Monitul a venit și a presurat Iabesul din Galad. Priviți harta, o clipă. Este Israelul cu Marea Moartă, Iordanul cu lacul Galilei. În stânga sau în dreapta dumneavoastră, în partea de răsărit a Iordanului, s-au așezat două seminții și jumătate. Ruben, jumătate din seminția lui Manase și Gadiții. Și Gad vine în Galaad și sunt vecini cu Amonul. Deci Naș, Amonitul, a trecut granița în prima citate și am presurat o spune textul nostru. Toți locuitorii cetății au venit la el și au spus lui Nahaș, fă un legământ cu noi și ni vom fi robii voștri. Intră în legământ cu noi și ne vom supune ție. Nahash le-a răspuns, de ce voi face un legământ cu voi dacă mă lăsați să vă scot la toți ochiul drept? Să vă scot la toți ochiul drept și să arunc astfel o cara asupra întregului Israel. Bătrânii au venit la el și a zis, dă-ne un drăgaz de șapte zile, să trimitem în ținuturile din Israel și dacă nimeni nu ne va veni în ajutor, ne vom supune ție. Gândiți-vă că în 7 octombrie, octombrie oct Hamasul a venit și a bătut la ușa lui Israel și a zis, vrem să venim peste voi, să omorâm 1200 de oameni. Și cei care au acolo zis, dați-ne șapte zile ca să vedem dacă ne vine cineva în ajutor. Nu e stupid din punct de vedere militar să faci așa o tranzacție. Ai încercuit o cetate, ai impresurat-o, cucerești-o, împlinește planurile. De ce să mă dai un răgaz de șapte zile și oamenii să trimită după ajutor în tot Israelul? În mod evident este o provocare, dar în ce constă provocarea respectivă? Pentru asta ar trebui să mă întorc înapoi în capitolul 10, versetele 24 la 27. Samuel adună tot poporul la Mitzpa și aruncă sorțul între semințile lui Israel, sorțul cade pe seminția lui Beniamin. Pe urmă, adună toate familiile din Beniamin, aruncă sorțul și cade pe familia lui Kish și sorțul cade pe Saul. Și în momentul acela, Samuel spune, iată împăratul pe care l-a ales Domnul. Și întregul popor strigă, trăiască împăratul! Trăiască împăratul! Dar versetul 27, spune, s-au găsit între ei niște oameni răi care ziceau, ce poate să ne ajute acesta? Ce poate? Și l-au disprețuit. Și nu i a dus niciun dar. Saul s-a făcut că nu-i aude. Ce frumos din partea lui. S-a făcut că nu-i aude. Acum, cu siguranță trăiască împăratul, o fi ajuns la urechile vecinilor, nu-i așa? La urechile lui Nahas, amonitul împăratul lui Amon. Și Amon se alătură corului disprețuitorilor din Israel. Altfel nu aș putea să explic toată povestea asta, toată asta. dă șapte zile să vedem dacă vom primi sau nu vom primi ajutor. Și Nahas zice, o, luați-vă șapte zile. El era sigur de ceva, Oare la ce ar putea ajuta acesta? Știți ce a uitat el? Că în spatele lui acesta era acesta. Cu alte cuvinte, când Dumnezeu a aprobat cererea poporului și s-a implicat în mod personal în alegerea lui Saul, dragii mei, Nahasha ca să arunce o cara asupra lui Israel, trebuia să treacă prin Dumnezeul lui Israel. Și lucrul acesta l-a primit Dumnezeu ca o provocare. Acesta a fost provocat de Nahaș și el a venit la viață și a început să se implice. Mai țineți minte că în chivotul legământului a ajuns în casa lui Dagon, pe câmpul de luptă, Hofni și Finea se erau cu cutia, cu chivotul, că deau pe Dumnezeu cu ei. Tot poporul strigă, de până și filistenii se sperie. Dumnezeu tace. Dar în momentul în care este pus în casa lui Dagon, îi se aruncă lui provocarea și vine urgia peste întreaga țară, dragii mei, toate cetățile filistenilor îngrozite, spune, trimiteți înapoi chivotul la locul lui. Nașa Monitul aruncat o provocare lui acesta cu majuscule lui Dumnezeu și Dumnezeu ridică mânușa. Solii ajung în Gibea, au trecut doar Iordanul și au ajuns în cetatea lui Saul și când au spus tuturor, cetatea a început să plângă. Saul tocmai se întorcea de la câmp în urma boilor. Ce soi de împărat o fie asta? Dar este una să fie numit, ales, confirmat și cu totul altceva, să te dovedești a fi vrednic de slujba pe care ai primit-o. Iar pentru asta ai nevoie de ocazie. Saul a întrebat, pentru ce plânge poporul? Și s-au istorisit tot ce au spus solii trimiști din Iabes. Textul spune că în momentul acela intervine Dumnezeu. Duhul Domnului a venit peste Saul, s-a umplut de o mânie mare, a luat o pereche de boi, a tăiat în bucăți și a trimis în toate semințiile lui Israel și le-a zis, oricine nu vine după Saul și Samuel, așa îi vor fi făcuți boii. Dar Duhul lui Dumnezeu nu s-a oprit doar asupra lui Saul, ci groaza Domnului a umplut întregul Israel. Și s-au adunat ca un singur om, la Bezechi a numărat 300 de mii din Israel, 30 de mii din Iuda. Și au pornit războiul. În zorii dimineții au căzut peste tabăra lui Nahas și până la zăduful zilei, dragii mei, n-a rămas doi împreună, spune textul. Și Dumnezeu le-a dat o incredibilă victorie. Poporul a zis lui Saul, cine sunt aceia care ziceau Saul să domnească peste noi? Dați-i încoace să-i omorâm! Au zis ei. Dați-i să-i omorâm! Bă, cam toți împărații și încep domnia, în primul rând, lechidând pe toți oponenților, nu-i așa? Răspunsul lui Saul este din nou de invidiat. Și eu cred că naratorul, după cum vom vedea, nu la întâmplare zugrăvește, aproape hiperbolizat începutul Domniei lui, ca să vezi cât de mare e distanța de la sus la jos, de unde te înalțe Domnul până unde poți să ajungi când te lapezi de El. Răspunsul lui Saul este de invidiat, dar Saul a zis, în ziua aceasta nu va fi omorât nimeni. Pentru că astăzi Domnul a dat lui Israel o mare izbândă. Domnul a dat lui Israel o mare izbândă. În momentul acela, Samuel intervine, pentru că știți ce a zis. Oricine nu vine după Saul și Samuel. Și Samuel a spus întregului popor, veniți la Gilgal, ca să întărim acolo împărăția. L-am întrebat, de ce tocmai la Gilgal? când la Mitzpa a fost aruncat sorțul și sorțul a crezut pe Saul, acolo a strigat poporul, trăiască împăratul. ce e atât de special la Gilgal? Țineți minte că au ieșit din Egipt sub Moise, 40 de ani s-au învârtit prin pustie, Moise a murit pe muntele Nebo, îngropat de Dumnezeu, nimeni nu știe unde, dar îl vedem pe muntele schimbării la față și Iosua pregătește poporul ca să intre în țară. Să aflau în câmpia Moabului, în fața Iordanului și primesc porunca. Pregătiți-vă, peste trei zile vom intra în țară. Și Dumnezeu a dat o poruncă interesantă. Țineți minte cine a călăuzit la ieșirea din Egipt, 40 de ani prin pustie, ziua într-un stil de nor, noaptea într-un stil de foc. Oare nu cumva de aceea Dumnezeu ținea neapărat ca el să treacă înaintea lor în țară. Preoții au luat chivotul și porunca a fost clară. Când talpa piciorului vostru va atinge luciul apei, Iordanul se va despărți. Preoții au atins cu talpa piciorului luciul apei, preo... Iordanul s-a despărțit, au intrat în mijlocul albiei și au rămas acolo până când a trecut întregul popor. La sfârșit, să a chemat 12 flăcăi și l-a zis, fiecare luați câte un bolovan. Au ridicat bolovanii, cei 12 bolovani din mijlocul Iordanului și au zidit un stil de aducere a minte la Gilgal. Gilgalul are o semnificație specifică și specială. Pentru că, în primul rând, acolo Domnul a făcut o minune asemănătoare cu despărțirea Mării Roșii, ca să-și dovedească supremația. Atunci când poporul cere un împărat și Samuel se întristează, pentru că în inima lor aveau nevoie de un împărat, cum au toate neamurile. Domnul îi spune lui Samuel, împlinește-le cererea. Nu pe tine te leapădă, ci pe mine mă leapădă, ca să nu domnesc peste ei. Dragii mei, pietrele de aducere a minte ar fi trebuit să le aducă minte de ieșirea din Egipt, de peregrinările prin pustie, de purtarea de grijă a lui Dumnezeu, de despărțirea Iordanului, de faptul că Dumnezeu a intrat în țară înaintea lor și El era împăratul lor și Dumnezeul lor. Textul se încheie cu versetul 15. Acolo au dus jertfe de mulțumire înaintea Domnului sau în fața Domnului și textul spune că Saul și oamenii lui Israel s-au veselit foarte mult. S-au veselit foarte mult. Întrebarea este, când te uiți la inaugurarea monarhiei, monarhia putea fi inaugurată cu o baltă de sânge, cu răzbunare. Cine sunt cei care au zis, sau Aduce să aduceți aici să-i omorâm? Sau ar fi zis, Vă, scap cel puțin de dușmanii mei, de potrivnicii mei, de cei care mă disprețuiesc. Dar în loc de răzbunare, inaugurarea monarhiei începe cu o mare sărbătoare în cinstea Domnului spuneți putea exista un început mai frumos ca acesta? Un Saul smerit? Un Saul la locul lui? Deși era cu un cap mai înalt decât toți și mai frumos decât toți cei din Israel. Declarat împărat în Israel. Un extraordinar moment al inaugurării Monarhiei. Uitați-vă cum se termină Monarhia în Israel. Cum se termină Monarhia. Dar De despre ce e vorba în textul nostru? E vorba de conjugarea două concepte. Alegerea cu asumarea. Alegerea cu asumarea. Dragii mei, tuturor ni se întâmplă lucrul acesta. Te căstorești? Ți-ai ales să devii soție sau soț? Tată sau mamă? Întrebarea este câți dintre noi ne asumăm rolul pe care ni l-am ales și pe care l-am confirmat la altar. Câți dintre noi? Dragii mei, ca să-ți asum rolul, trebuie să știi la ce te-a chemat Domnul și ce așteaptă Domnul de la tine. Pentru că El rămâne adevăratul Dumnezeu. Este una să fie ales și confirmat într-o slujbă sau într-un rol, într-o funcție. Dar este cu totul altceva să-ți asumi lucrul acela și să te dovedești vrednic de slujba la care ai fost chemat de Dumnezeu. Dar să este textul și mă întreb, ce să facem noi astăzi cu el? Așa cum adolescenții au întrebat, mai sunt relevante cele 10 porunci? Așa ne întrebăm și noi, mai este relevant capitolul 15 pentru noi astăzi? Cum să actualizăm un astfel de, un astfel de text? Pentru asta aș vrea să mă întorc în capitolul 9, la versetul 9, pentru că este un comentariu editorial aruncat acolo în text ca să ne atragă atenția asupra unei realități odinioară în Israel, când cineva voia să întrebe pe Domnul, zicea, haidem la văzător. Da? O Odinioară în Israel, asta îmi spune că naratorul vorbește de undeva din istorie, după evenimente, după ce toate lucrurile erau clare și așezate înaintea lui și el acum le judecă și le include în carte cu un scop teologic, ca să-ți comunice ceva prin lucrul acesta. Și textul continuă, căci, căci acela căruia astăzi se numește proroc, atunci se numea văzătoare. Observați în mod evident, sunt undeva mult mai departe în istorie și naratorul privește Retrospectiv istoria, toată viața lui Saul este înaintea lui. Și începutul promițător, și sfârșitul dezastros, și moartea lui Samuel, toate sunt și menționate în carte. Samuel nu a putut scrie despre moartea lui, altcineva trebuie să scrie. Deci naratorul privește retrospectiv istoria. Și știți ce face el? El știe și începutul glorios sau începutul promițător al Domniei lui Saul, dar știe și sfârșitul dezastros al Domniei lui. Toate astea le are înaintea ochilor lui. Și el vrea să comunice ceva celor care vor citi această carte în timp. Și pentru asta asociază două capitole, capitolul 11 și capitolul 12. În capitolul 11 avem începutul promițător al lui Saul. În capitolul 12 avem sfârșitul glorios al lui Samuel. Un început de drum și un sfârșit de drum sunt asociate între cele două, între cele două tablouri. Un început promițător un om smerit, ascultător de părinți, unul care, când îl aude pe Samuel vorbind, zice, de ce îmi vorbește așa? Eu sunt din cea mai neînsemnată seminție, din cea mai neînsemnată familie. Eu nu înțeleg ce îmi spui. nu pentru mine lucrul acesta. Iar când primește ungerea, dragii mei, și unchiul său îl întreabă, dar ce ți-a spus Samuel? Mi-a spus că s-au găsit măgărițele. Nici măcar nu vorbește despre lucrul acesta. Iar după ce este proclamat împărat, se duce cu boii la arat. Pe câmpul lui. Un început promițător. Dar, când mă uit la Samuel, Samuel e bătrân și el vine înaintea lui Israel. În capitolul 12, primele trei versete, Samuel a zis întregului Israel. A zis, iată că v-am ascultat glasul în tot ce mi-ați zis și am pus un împărat peste voi. De acum, da? De acum și de aceea, iată împăratul care va merge înaintea voastră. Cât despre mine, sunt bătrân, am albit. Copiii mei sunt între voi, continuă textul, și textul se încheie așa. Am umblat înaintea voastră din tinerețea mea până acum. Am umblat înainte, v-am slujit din tinerețea mea până acum. Versetul 3. Iată-mă, mărturisiți împotriva mea în fața Domnului și în fața unsului său. Cui i-am luat boul? Cui am luat măgarul? Pe cine am apăsat? Pe cine am năpăstuit? în judecățile mele, asupra cui am închis ochii? Da? Mărturisiți! Și voi da înapoi. Și tot poporul a zis, nu ne-ai luat boul, nu ne-ai luat măgarul, nu ne-ai apăsat, nu ne-ai năpăstuit, n-ai luat mită, n-ai luat mită de la noi? Domnul și unsul său sunt martori, spune poporul. Ce incredibil sfârșit de drum, ce incredibil apus al vieții. Iar când seara pe colini e ziua mea apusă, să pot să vin, să-mi pun urechea, să zic, Doamne, ți-am fost rob toată viața și am rămas așa, am rămas așa. Nici nu mă mir, că Samuel este așezat lângă Moise. Pe vremea lui Manase, Dumnezeu spune prin Ieremia, chiar dacă ar veni Moise și Samuel să mijlocească, tot nu iert. Nu știu dacă a fost un alt mijlocitor, până și la bătrânție, departe de mine gândul, să încetez să mă rog pentru voi. Acum înțelegem, pentru că naratorul privește retrospectiv istoria, el asociază două tablouri, în primul rând ca o provocare, în al doilea rând ca o atenționare. Saul, așa ar trebui să-ți termin și tu călătoria ca Samuel. Așa a trebui să-ți termin. Promițător este începutul, dar oare cum va fi sfârșitul? Da? Cum va fi sfârșitul? În Eclesiastul, capitolul 7, versetul 8 spune, și citiți cu mine, mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Noi avem o urmă, urma, scapă da? Cu alte cuvinte, cum termin contează, nu cum începi. Începutul poate fi glorios ca lui Saul. Întrebarea mea, voi termina ca Samuel? Voi termina ca Samuel? Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Dar este de același timp o atenționare. Saul, atenție! Un început bun nu garantează un sfârșit bun. Dragii mei, pe măsură ce îmbătrânești, îți dai seama că se termină viața. Voi nu știți asta încă, da? Dar se termină viața. Și îți dai seama că n-ai cunoscut din Dumnezeu tot ce s-ar putea cunoaște, n-ai apucat tot ce puteai să apuci, n-ai trăit tot ce puteai trăi și intri în panică. Și una din rugăciunile mele este ca Dumnezeu să-mi țină mințile, să mă mulțumesc cu ce sunt, și ce am, să nu tin mâna după lucruri nădăjduind că e mare lucru să știi că lucrurile nu s-au terminat aici. Istoria continuă dincolo. Nu la întâmplare, dragii mei, sărbătorile sunt aranjate ca o scară spirală. Săptămânale, anuale, la șapte ani, la șapte ori șapte ani. Și dincolo restul. Și acolo vom cunoaște pe deplin, vom avea vreme să povestim, să discutăm, dragii mei, cu toți oamenii mari ai lui Dumnezeu, cu Samuel, cu Moise, cu atâția alții. Dar nu uitați, un început bun nu garantează un sfârșit bun. Dar vorbeam despre actualizarea textului și am ales două linii de actualizare. În primul rând pe linia împăratului, pentru că Saul este primul împărat și urmează toată monarhia în Israel. Și a doua linie de actualizare este darul cârmuirii. Pentru că el își dovedește vrednicia luându-și în serios rolul pe care îl are și cârmuind poporul la biruință. Poporul lui Dumnezeu întotdeauna are nevoie de cârmuire și divină și umană, dragii mei, și în Vechiul și în, noul, uh, și în Noul Testament. Dar să încep cu linia împăratului. Aveți toată istoria înaintea dumneavoastră, istoria lui Israel. Linia asta dreaptă sunt primele șase cărți, Hexateuchul, apoi perioada judecătorilor și prima bulină este Saul, apoi urmează David, urmează... Solomon. La 931 Solomon moare, și din pricina faptului că proverbul acesta s-a aplicat la lui Solomon, un început bun n-a garantat un sfârșit bun. Dumnezeu rupe împărăția din mâinile lui: 10 seminții la nord, două seminții la sud. În 722 Israel pleacă în robia siriană. În 586 Ultimul împărat este Zedekia. Un început extraordinar al lui Saul. Zedechia termină cum a terminat Saul, dragii mei, în fundul gropii, în împotriva lui Dumnezeu. Întors împotriva legii, a templului, a prorocilor, a tuturor. Și Dumnezeu trebuie să îl arunce în robie și pe el. Dar ce s-a întâmplat cu monarhia, cu împărăția, cu împăratul? Mai ales că Dumnezeu a răscumpărat într-un fel linia împărăției, vom vedea un pic mai târziu. Nu, nu. Planurile Dumnezeu nu s-au oprit. În 539, după edictul lui Cir, poporul se întoarce și istoria începe să continue. Dar, când privești această istorie, de la începutul, vorbesc de istoria monarhiei, te întrebi, oare care din împărații lui Israel vor sfârși cum a sfârșit Samuel alergarea? Care din împărații lui Israel vor sfârși cum a sfârșit Samuel alergarea sa? David, probabil, un om după inima lui Dumnezeu. A, ah, da, curviile lui, dragii mei, mâinile lui, uci, uciderile lui. Nu, nu, David nu poate fi. Și de aceea Dumnezeu face un legământ, legământul Davidic, în care îi promite un fiu care se va teme de Domnul și care va sfârși cum a sfârșit Samuel. Și pe linia legământului Davidic continuă toată istoria Împăratului și a împărăției. Dar să venim în Noul Testament. Nu de mult am studiat Matei și Matei începe așa, cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. Fiul lui David, fiul lui Avram. Interesant, avem patru evanghelii, care nu sunt biografiile Domnului Iisus Hristos, ci sunt cărți de teologie. Și de aceea evangeliștii, dragii mei, ca și naratorul nostru, asociază tablourile cum dorește el, ca să comunice ceea ce are de comunicat. Doar în Matei și în Luca avem genealogii. Și uitați-vă, Matei, în ce ordine așează lucrurile? Genealogia, botezul și spitirea din pustie. Ispitirea din pustie era războiul Domnului Isus, echivalentul războiului lui Saul la încoronarea lui, da? dar de data asta nu cu nașa monitul, ci cu însuși satan, cu Dumnezeul viacului acestuia, ispitirea în pustie. Când vin la Luca, Luca inversează tablurile, botezul, genealogia și ispitirea. Oare de ce face lucrul acesta? Dragii mei, când Domnul Iisus Hristos a ieșit din apa botezului, după ce a spus lui Ioan, lasă-mă să împlinim tot ceea ce trebuie împlinit, în momentul acela vine alegerea și confirmarea lui, pentru că din cer se aude un glas: Tu ești fiul meu prea iubit. Dragii mei, putea fi o confirmare mai clară? Exact ca și confirmarea lui Saul, confirmarea Domnului Isus Hristos în apa Iordanului. Dar când iese din apa Iordanului, Luca vine cu genealogia și la el genealogia este invers decât la Matei. La Matei este coborâtoare, la Luca este urcătoare. Isus, Iosif. Fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu. Prin genealogia aceasta, practic, el urcă până îl duce pe Domnul Isus Hristos în grădina Edenului transformată într-o pustie și îl pregătește pentru o luptă ca Saul odinioară. O luptă cu dușmanul lui Dumnezeu care arunca o cara asupra poporului lui Dumnezeu. Știți ce urmează după aceea? Duhul l-a dus în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Nu e așa că este o asemănare între Saul și Isus? Saul își începe domnia cu o luptă și cu o biruință, Isus își începe slujirea cu o luptă și cu o biruință. O luptă cu Satan și Satana trebuie să plece de la el pentru că a zis, lui Dumnezeu să te închin și numai lui să-i slujești, înapoi a mea, înapoi a mea, Satanul. Când ne gândim la Domnul Isus Hristos, începutul este glorios, se deschide cerul și însuși Tatăl vorbește tu ești fiul meu prea iubit. Dar oare cum arată sfârșitul împăratului? o cruce de alt grea de lemn în spinare urcă muntele Moria în huiduielile mulțimii. În huiduielile mulțimii. Dacă este împăratul iudeilor, să coboare de pe cruce. În viderea mare, El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn. Uitați-vă la sfârșitul Lui. Wow! Un început glorios și sfârșitul mă Încerc să cobor din cer, piatra a fost prăvălită de pe gura mormântului, doar ca să poată intra ucenicii, Hristos ieșise înainte ca piatra să fie prăvălită. Pentru că El intra prin ușile încuiate, într-un trup de slavă. 50 de zile mai târziu, când Petru se ridică să vorbească la Rusalii, el se adresează mulțimii pe care Duhul lui Dumnezeu a adunat-o vuietul acela din Ierusalim. Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră, prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin el, în mijlocul vostru, după cum bine știți. Pe omul acesta, dat în mâinile voastre, după hotărârea, după sfatul hotărât și după știința, mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l răstignit și l a omorât prin mâna celor fără de lege. Dar Dumnezeu l-a înviat, dezlegându-i legăturile morții, căci nu era cu putință să fie ținut de ea. Și și termină predica strigând, să știe bine dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos, împărat și Hristos pe acest Isus pe care l-ați răstignit voi. Hristos a înviat. Dar care din noi avem curajul să strigăm, nu fățarnic, trăiască împăratul? Gabine spunea, tragedia din curtea lui Pilat. Noi nu avem alt împărat decât pe cezarul. Bă? Asta e istoria pe care și-au ales-o respingându pe Dumnezeu, exact ca pe vremea lui Samuel. Uitați-vă la ce se întâmplă în lume, cum se întoarce întreaga lume împotriva lor, dragii mei. Ei sunt încă poporul lui Dumnezeu, Dumnezeu n-a încheiat capitolul cu ei. Dar, dacă realmente crezi în El, El este împăratul tău. Știți ce spune Pavel în Romani, capitolul 10, versetele 9 și 10? Dacă mărturisești cu gura ta pe Hristos ca împărat, ca Domn, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. La Mițpa, dacă mă întorc înapoi, când sorțul a trecut prin tot Israelul, tot Beniaminul, prin toate familiile și a căzut pe Saul, poporul a strigat: Trăiască împăratul! Dar atunci s-au găsit și niște oameni răi care ziceau: Ce ne poate ajuta acesta? Ce ne poate ajuta acesta? Spuneți-mi câți dintre noi gândim în același tipar? Dar de ce să mă întorc la Hristos? De ce să mă botez? De ce să devin parte din popor? De ce să-l urmez pe El? Ce mă poate ajuta acesta? Eu sunt bine, mersi, așa cum sunt. Nu-mi duc, nu duc lipsă de nimic, sunt sănătos, copiii mi-s bine, toate merg strună. Ce mă poate ajuta acesta? Dragii mei, astăzi avem exact aceeași problemă. Știți ce s-a schimbat? În locul lui Saul îl avem pe întropatul fiu al lui Dumnezeu. Și aici lucrurile sunt mult mai serioase. Atunci când cineva dintre noi gândește, trăiește și procedează așa, zicând ca și cei răi de pe vremea lui Saul, ce ne poate ajuta acesta? N-au de-a face cu un om, ce au de-a face cu Dumnezeu întrupat. Atunci Saul s-a făcut că nu-i aude și a zis, nu, astăzi nu va muri nimeni. Exact același lucru le-a spus Iisus pe cruce. Astăzi nu va muri nimeni. Tată, iartă că nu știu ce fac. Dar spuneți-mi, ce se întâmplă când, după ce ai călcat în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, ai pângărit sângele legământului care a fost sfințit și ai băgat jocorit și Duhul Harului care te cheamă la pocăință. Știți ce spune textul? Nu mai rămâne nicio jertfă ce așteptare nu foc care va mistui pe cel răzvrătit. Grozav lucru este să se case în mâinile Dumnezeului celui viu. Dați ei să-i tem în bucăți. Saul a zis nu. Isus a zis nu. Dar la sfârșitul istoriei, deci aruncați la afară unde-i plânsul și scrâșnirea dinților. Tatăl va zice da. Va zice da. Iar dacă ai strigat în inima ta, trăiască împăratul, care-i dovada faptului că nu au fost vorbe goale? Dragii mei, există o singură dovadă. Ești în jug alături de Hristos. Veniți la mine, voi toți cei trudici împovărați și eu vă voi da o dihnă. Învățați de la mine, că eu sunt blând și smerit cu inima. A jugul meu asupra voastră. Jugul meu este ușor, sarcina mea este ușoară. Da? Veți găsi o dihnă pentru sufletele voastre. Dacă nu ești în jug alături de Hristos, dacă nu te interesează împărăția lui Dumnezeu, probabil că nu te-ai întâlnit cu Hristos și îl dispețuiești pe împăratul și ai problemele tale, ai învelit talentul în ștergară și te-ai dus să-ți vezi de ale tale. Vorba lui Enos, ce repede ne fură peisajul și ofertele celui rău ca și odinioară în pustie. Dar dați-mi voie să închei pe a doua linie care ne aduce un pic mai aproape de noi darul cârmuirii în poporul lui Dumnezeu, în biserica lui Dumnezeu. În roman, când Pavel își termine Evanghelia lui Hristos, care e puterea lui Dumnezeu pentru mântuire, el începe așa partea aplicativă, care răspuns la îndurarea lui Dumnezeu, aduce strupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o cuminte slujbă duhovnicească. Nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, să vă schimbați prin înnoirea minții voastre, să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Și apoi el spune, prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi, ca niciunul să n-aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțir cumpătate, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Și apoi El vine și continuă cu darurile pe care Dumnezeu le împarte, cu slujbele la care ne angajăm, în care suntem confirmați și pe care ar trebui să le terminăm, ca odinioară, Samuel. Versetul 6. De aceea, fiindcă avem felurite darul după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței Lui? Cine este chemat la o slujbă să țină de slujba Lui? Cine? Învață pe alții să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții să țină de îmbărbătare. Cine? Cine? Dă să dea cu inima largă, da? Să de... Și cine? A, este nevoie de darul cârmuirii și în bise... cu siguranță. E nevoie de cărmuire în familie, de cărmuire în grupul cu adolescenți, este nevoie de cărmuire uh, în liceu creștin, este cărmuire la after school, mei, este cărmuire în orice lucrare în care suntem implicați. Nu putem fugi în toate direcțiile, ci trebuie să ne alegem direcția în care mergem. Cineva trebuie să sune trompeta și nădejduiesc Hristos să fie acela care să dea ordinea de luptă pentru ceea ce avem de a face. Dar cine are dar darul cărmuirii, sau cine cărmuiește, să cârmuiască cu râvnă și cine face milostenie să o facă cu bucurie. Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. În orice lucrare a bisericii este una să fie ales și confirmat în slujba respectivă, dar este cu totul altceva. Să-ți asumi responsabilitatea și să-ți dovedești preșnicia cu totul altceva. Dragii mei, știți ce spune versetul acesta? Citiți-l cu voce tare. Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. La sfârșit îl voi auzi pe Hristos. Veniți sau duceți-vă la sfârșit. La sfârșit au venit cei care au primit talanții să dea socoteală stăpânului. Când Domnul Iisus se înălța la cer, îngerul a venit, s-a uitat la ucenicii care priveau la ascunsul nor de ochii lor și a zis, hei, hei, cum a plecat așa, se va întoarce, făcând referire la pilda talanților. La sfârșit, dragii mei. În Evrei, capitolul 13, versetul 7, aduceți-vă aminte de mai mari voștri care v-au vestit cuvântul Domnului. Uitați-vă cu băgare de seamă la la sfârșitul. Începutul poate fi glorios, promițător, dar uitați-vă la sfârșitul felul lor de viețuire și urmați-le urmați credința. Vă aduc aminte de versetul 1 din 1 Timotei 3. Vă las să citiți textul nostru mai departe. Dacă râvnește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun. Dacă râvnește cineva să fie episcop, înseamnă că Duhul lui Dumnezeu a început să lucreze în inima lui, să-l pregătească pentru slujire, pentru că marei secerișul puțin sunt lucrătorii. Dar atenție la motivație și atenție la vrednicie. Dar, dacă nu știi să schivernișești casa și până ți copiii mici, bă, toate ți bune. Când ajung la adolescență, dragii mei, în ce problemele? Și în tinerețe, când îți întorc spatele și pleacă și îți scot limba. Vă? Dar, oricine nu știe să-și administreze casa lui, cum va îngriji de biserica lui Dumnezeu? Episcopatul e pe vârful dealului, dragii mei, nu la poalele lui. Dar Biserica este singurul lucru care veni să -l mântuiască Hristos de pe pământ. Se merită să te implici, să-ți investești energiile, să-ți investești energiile în ea. Și în ce ați găsit în caledar, scria Manu, autoritatea sănătoasă, în primul rând, este subordonată lui Dumnezeu. În al doilea rând, este pusă în slujba poporului său. Autoritatea sănătoasă este subordonată lui Dumnezeu, dar este pusă în slujba poporului său. Citiți cu mine. Este una să fi ales și confirmat pentru o slujbă, dar este cu totul altceva să o asumi și se dovedești vrednic de ea. Atenție, tinerilor! Un început bun nu garantează un sfârșit bun. Amén.